Bălțeanul Vitalia Spână a devenit pentru a patra oară campion mondial la karate Shotokan. El a obținut această performanță la competiția desfășurată în comuna Ciorescu. În finala categoriei de greutate de până la 87 de kilograme, sportivul de 24 de ani l-a învins pe românul Alexandru Palma în proba cu mite. Vitalia Spână a triumfat și în categoria Open, la care au avut posibilitatea să participe toți luptătorii trecuți de 18 ani, indiferent de greutate. Organizare foarte bună. Mersi mult domnului Serghei Sicenca, președintele nostru din Federația de Karate Shotokan. A organizat foarte bine, la nivel foarte înalt, poate chiar și mai bine decât în țările europene. Domnul Caluia, care o face zi de zi, să vede rezultate pe care le obține. În total, Moldova a cucerit 5 medale de aur, 5 de argint și 4 de bronz. La campionatul mondial au concurat circa 1000 de sportivi din 30 de țări. E o competiție mare și mi-a plăcut organizarea. Am participat pentru a doua oară la un campionat mondial. Avem niște sportivi deosebiți, sunteți o forță la